Da, voi prieteni, în caz că sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați și o să vă arăt și motivul pentru care vă abonați. Eu postez videoclipuri cu animale și cu păsări în general. Hai să vă arăt câteva rase pe care le dețin, așa că haideți să trecem la treabă. Stați, prieteni, asta este o găinușă de Sebrit auriu de anul acesta, după cum vedeți. Este o rasă pitică, eu dețin mai mult rase pitice. Acesta este un cocoș de Cochin China, uite, după cum vedeți, după încălțătură. De Cochin China, varietatea grâu auriu, este de anul acesta, are în jur de 8-9 luni. Hai să trecem la următorul. Acesta este un cocoș de padawan pitic Chamois, tot de anul acesta, foarte, foarte frumușel, după cum îl vedeți. Asta este un cocoș de padawan mare Chamois, uite, de-abia intră în cadru, deci vedeți o diferență între mare și mic. Asta este un cocoș de mii de flori, varietatea aurie. După cum îl vedeți, le mele sunt niște metișuri, cum ar fi această găinușă de... Este un metiș, nu știu exact din ce a ieșit. Fac mai multe încrucișări, am mai mulți cocoși, am mai multe găinușe. Nu știu exact din ce cocoș, din ce găină a ieșit. Dar cert e că sunt foarte multe metișuri, am în jur de vreo 30-40. Și să-ți vă arăt acum și un cocoșel. Ok, vedeți aici un cocoșel, este tot de anul ăsta, are și puțină bărbiță. V-am zis, sunt niște metișuri destul de frumoase, de găini pitice. Și pe lângă toate acestea mai am o găină care este destul de specială pentru mine. Deci nu prea stă, sincer să fiu. Are puțin moș, dacă observați. Are și bărbiță. Am mai avut încă una din care a ieșit acel cocoșel care vi l-am prezentat micuț, de tot așa corcitură. Dar din păcate a murit și eu mai am doar pe aceasta. Astea nu sunt din producție proprie, deci găinușa asta nu e din producție proprie. Am cumpărat-o. Și pe cealaltă am cumpărat-o, dar am scos ceva puișori din ea. Așa că, dacă ești nou, nu uita să-ți dai like, să te abonezi și să apeși pe clopoțel și să dai share să vadă mai mulți prieteni de-ai tăi. Dacă vrei să le vezi pe toate și în mare parte, nu uita să te abonezi. Așa că, noi ne vedem data viitoare. Mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și clipul care va urma. Noi venitorilor, pa, pa. Da, pentru cei care nu-l știți, acesta e... Nimeni altul decât Dungă, prieteni. Dungă de la Cloșcă, pentru cei mai vechi, sigur îl știți. Voi face un fel de vă prezint animalele mele 2, dar nu se va numi așa. Aceasta este o găină de anul trecut, care are și o soră, vă voi arăta imediat. Asta e găina cea de toate zilele, Blânduța, pentru cei care o știți. E o găină de talie mare. Asta este Cloșca, tot de anul trecut. Pentru cei care știți din primul clip, am filmat-o. Deci e pui de anul trecut, de la o găină care a clocit în boabele lui Dona. Da, e, și acum a fost cât de cât a fost Cloșcă. Deci e Cloșcă tot timpul găinușa asta, dar acum și-a revenit, pentru cei care știți. Aici avem un iepuraș pe care nu vi l-am mai arătat de super mult timp și am zis că puțin măcar să vi-l arăt. Da? Iar aici avem niște pui. Ăștia sunt niște pui de ei din sat, pe care am achiziționat acum ceva timp. Dacă știți, am făcut un video în care am zis, am luat cei mai minunați puiuți de Cochin China. Și da, a costat bucata 5 lei și uite ce mărișor și frumos, uite ce încălțat s-au făcut unii dintre ei. Am și un cocoșel, ce am un cocoșel și 4 găinușe. Nu știu exact ce vârstă au, dar știți voi. Da, aici mai jos avem specimen, cocoșul din primul videoclip din thumbnail cu găinușa lui. Vă voi arăta și găinușa lui. Iar aici avem cocoșul ăla de iopan, care nu știu cui să-l dau. Adică nu am efectiv... Duc și bag telefonul încărcat și revenim. Rămăsesem la acel cocoșel. Aici v-am arătat. Se va arăta acum aici. Aici sunt doi pui de la Cloșcă. O să vi zic, pentru că probabil voi nu știți cum și ce, mai ales dacă sunteți noi. Doi pui de la o Cloșcă, am făcut și un video cu ei. A scos Cloșca, se numește. Și mai e un video în care cu titlul i-a părăsit. Opa. Așa că, da. Ok, să trecem la următorii. Aici este o găină albastră de anul acesta, 7-8 luni, cam așa. Acolo e găină care m-am arătat. Aici un cocoș de anul acesta, care a mai rămas din aia mai mulți.
Acolo e tot așa găinușă de anul acesta. Aici avem o pereche achiziționată recent. Bun, frumos. Și imediat vor urma să vi le arăt pe toate. Mai multe. Aici avem bibilițele peste gard, cele care au mai rămas, am avut și mai mari. Da, aici v-am arătat găinușa. Aici avem rățoiul care a mai rămas, am avut și rață, dar a zburat. Deci vedeți rățoiul frumos. Aici avem cocoșul ăla gri în cască, îl știți? Deci ăla gri de mult, de mult l-am. Când era în cușca mare, dacă țineți minte. Și această moțată nouă, pentru că cealaltă a murit, după cum știți, aia maro. Am un clip cu ea, cu moțată și cu încă o găină, o să vi le arăt. Stați puțin să închid. Să închid ca lumea. Bun. Aici am două ouă. Aici a făcut adăpost tatăl meu pentru ele. Vă arăt în box și după aia vă țin aici, că aici sunt mai multe. Bun. Aici avem tot așa de anul ăsta cocoșul dominant din ele și găinușele. Vedeți la cocoș dominant? Celălalt micuț e frate cu el, nu ăla micuț cu găina de la cloșcă, celălalt. Cochi închinau tot de anul ăsta, știți clipul ăla cu cea mai frumoasă pereche de găini. Sebritos, ăștia doi bătrânii cu care am început. Și această găinușă tânără care a mai rămas. Mii de flori, am făcut și cu ei un clip special. Știți, ăsta e vulturică, deci e vulturică. Îl știți pe vulturică. Și asta e găina aia cu care am făcut clip special împreună cu moțata. E o corcitură de sebrit. Aici padaoanele cu care am făcut clip special. Ce mi-a luat, nu o să vină să crede, sau nu mai știu exact cum era. Aici padaoanele mari cu care am început. Am foarte multe clipuri din iarnă cu ele când eram micuțe. Aici fratele lui Dungă care a mai rămas și a supraviețuit și s-a făcut mare. Griuțu parcă îl chema. Am și videoclipuri cu el când eram micuț la cloșcă. Acolo găinușa aia gri de acolo e soră cu aia neagră care v-am arătat-o. Acolo aia pătată e colorata. Asta gălbui așa e mama puilor ălora doi. Și mai are încă un puiuț negru. Mai este una în spate, în spate, în spate. Dacă o observați, nu știu ce cât vedeți. Aia de acolo din spatele cocoșelului. O vedeți acum a ieșit. Aia a clocit pe boabe de câini și aia a scos-o pe aceea. Stați să vă arăt pe care a scos-o. Deci a scos-o pe aia maronie. De acolo de sus. Stați să o vedeți mai bine. Pe asta care tot timpul e cloșcă permanent. E cloșcă. LOL! Bă, cum se poate? Asta a scos-o. Asta a clocit-o. Asta e mama ei. Și a mai scos încă una care e în cuibară, una pestriță. Nu mă bag acum să vă arăt. Da, bă, prieten, cam astea sunt toate păsările mele care au mai rămas. E un fel de turul animalelor. Vă prezint animalele mele doi. Cam ăsta e spațiul în care le țin. După cum vedeți, ăsta e spațiul. Mai le las și prin curte pe acolo. Uite acolo vrăbiuță. Deci tot vin vrăbi pe aici. Uitați. Uitați să vedeți. Uite vrabia. Au zburat pe aici. Da, cam astea sunt animalele mele. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like. Pentru că am zis că hai să vi-l arăt. Pentru că primul clip asta am făcut. Au mai dispărut multe din ele. Puteți face o comparație. Și da, băi prietenașilor, cam asta a fost clipul. Vă arăt și pe Dona pentru că și ea face parte din animalele mele. Pe Puffy nu cred că are rost, probabil îl știți. Uitați-o pe Dona aici, frumoasă de ea. Da, e iarnă, e decembrie, imediat vine Crăciunul, dar uitați cu ce frumos e afară. Deci e super șmecher, cam asta e toată curtea. Deci e în spate, e pe aici, e pe acolo și mai e puțin în spate. Deci nu e cine știe ce curte mare. Așa că da, nu știu dacă mă încredeți, nu știu dacă e ok. Dar da, băi prietenilor, prietenilor, nu uitați de like, share, subscribe ca să vă văd susținerea. Și ne mai auzim data viitoare. Sper că v-a plăcut clipul. Sper că v-am încântat cu această chestie, că vi l-am prezentat iarăși, pentru că nu le-ați mai văzut de ceva vreme. Așa că da, cam asta a fost. Uitați ce frumos se vede de aici. Cum bate soarele. Bine, nu se vede pe filmare, dar
În realitate arată superb. Da, ăla e soarele. Bun, vă prieteni. Numai bine tuturor. Pe curând.